viața cotidiană, lansarea cărții Cum să medităm de Catherine MacDonald. Invitații din această seară care sunt alături de noi: Anda Ciobanu, vizionar practicant al șamanismului și drumător spiritual, fondatoarea primei școli din România, școli de șamanism, Roata Medicinei. De asemenea, lângă mine, Bogdan Brumă, traducător al unor titluri de la editura Herald, deci traducător Herald, mai ales cele din colecția Budismul Zen, practicant al meditației Zen, instructor de Aikido și, cum deja v-ați obișnuit și de la lansările anterioare, colegul meu, Mihai Viță. Cum spuneam, vom vorbi despre practica meditației în viața cotidiană, despre titlul Cum să medităm de Catherine MacDonald. Această carte, acest titlu, a apărut în colecția Alter Ego a editurii Herald, în care au mai apărut și alte titluri, ca de exemplu S-au făcut greșeli, dar nu de către mine, de Carol Davis, Gânduri fără gânditor de Mark Epstein, sau Doctore, mă doare viața de Mirela Pop, carte pe care de altfel am și prezentat-o zilele trecute, de fapt chiar ieri, în cadrul unui alt eveniment, Cum să depășim durerile cronice și acute. Aș vrea pentru început să adresez o întrebare Andei, Anda Ciobanu. Cum, pentru că știe foarte bine acest lucru și ar fi bine să ne împărtășească și nouă și celor interesați, cititorilor, cum înțelegem noi practica meditației și cum ne ajută meditația, practicarea meditației în viața noastră de zi cu zi? Unde, când, cum? Avem o oportunitate de a promova. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt bucuroasă să vă alătur eu o dată de la editura Herald, o editură pe care o iubesc foarte mult și sunt onorată de faptul că împărtășim împreună câteva minute, câteva zeci de minute în această zi destul de aglomerată și plină de evenimente. Așadar, recunoștință și mulțumire. Sper ca timpul petrecut împreună să fie un valoros, să plecăm cu ceva de aici. Pentru ce este bună meditația? Corpul uman funcționează în două instincte. Instinctul de luptă sau fugi sau instinctul de relaxare și vindecare. De regulă, în marea majoritate a timpului, suntem pe reacționare, adică instinctul de luptă sau fugi. Trebuie să facem față presiunilor mediului înconjurător, care are câteva dezavantaje. În momentul în care corpul funcționează pe instinctul de luptă sau fugi, vindecarea și relaxarea nu e în loc. Este, ori unul este activat, celălalt este inhibat, ori celălalt se activează, iar celălalt se inhibă. Care ar fi dezavantajele faptului că suntem în stare de luptă sau fugi? Corpul este supra-solicitat. Nu mai facem față, obosim mai mult, suntem irascibili, suntem în toate felurile. Nu ne mai putem odihni suficient. Și atunci, la ce este bună meditația? Exact acest switch pe care îl facem între luptă sau fugi și starea de relaxare și vindecare. Meditația este ok, o pauză, dacă filmul se derulează plin de acțiune în
fața noastră și n-am înțeles despre ce este vorba, facem stop cadru. Facem stop cadru, ne centrăm, ne relaxăm, ne aducem în simțurile noastre și abia atunci revenim la noi înșine. Și ok, înțeleg că din acel moment programul după care am funcționat poate că nu este neapărat 100% al meu, ci este ceva învățat de la alții. Și cu siguranță, în cea mai mare parte din timp, funcționăm după programele pe care le-am moștenit, le-am învățat de la alții. În momentul în care fac stop cadru, mă centrez, relax, respir, încep să mă gândesc, este adevărul meu cel care îl manifest sau este ceva învățat? Dacă ajung la concluzia că este ceva învățat, care ar fi adevărul meu? Care este punctul meu de vedere? Ce îmi spune corpul meu? Ce îmi spune sufletul meu? Unde aș vrea să fiu cu adevărat în acest moment? Cum aș vrea să fac de adevăratele, nu impus din afară? Știu că trebuie să fac pe plac lui mama, lui tata, șefului, prietenului, soțului, copilului și așa mai departe. Dacă ar fi din punctul meu de vedere strict, corpul meu, ce îmi transmit în acest moment? Liniștirea minții, readucerea în echilibru, centrare, aduce răspunsul adevărat. Totdeauna corpul îți aduce răspunsul adevărat. Cum aș vrea să mă simt în prezența cui aș vrea să-mi petrec timpul? Ce mi-ar place să fac? E adevărat că îmi place ciocolata neagră sau de fapt aș prefera înghețata de vanilie? În acest fel încep să mă chestionez și creez spațiu de timp în care să-mi dau răspunsurile care sunt valabile pentru mine. Nu pot să funcționez după harta altei persoane. Trebuie să te măriți. Ai 29 de ani și trebuie să te măriți. Poate că nu e neapărat adevărul meu. Poate că nu mă simt încă pregătită pentru a face acest pas. Nu ar fi din punctul meu de vedere. Și în acest fel începem să revenim la noi, să stăm de vorbă cu noi, să-L invităm pe Dumnezeu. Când noi tăcem, Dumnezeu ne vorbește. Așadar, când dialogul interior se diminuează, se stinge, îl privesc ca pe canorii care trec peste cer, dar la un moment dat ei sunt împinși de vânt și cerul rămâne liber, abia atunci pot să-L ascult pe Dumnezeu vorbind în mine. Îi mulțumim, Andrei. Am găsit un foarte, foarte scurt pasaj pe coperta 4 cărții. Ghidăm, ghid practic pentru atingerea echilibrului interior. Deci, subtitlul acestei cărți este extrem de sugestiv. Scrisă într-un limbaj accesibil, simplu, cu un caracter eminamente practic, Cum să medităm, tradusă în numeroase limbi, este un itinerar pentru printre metodele meditative budiste ale tradiției Mahayana, pe care îl parcurgem însoțiți de o practicantă occidentală respectată. Utilizând acest ghid, vom putea începe practica meditativă în cel mai important moment, acum. De asta, practic, această carte face referire la practica meditației budiste și la ceea ce înseamnă mindfulness-ul avându-și rădăcinile în meditația budismului zen. Câteva cuvinte despre autoare, Catherine MacDonald. După numele ei, după ce a fost hirotonisită, Sankhya Khandro a început să studieze budismul cu diversi lama tibetani în Dharamsala, India, în 1973. Un an mai târziu a devenit călugăriță în Nepal, iar ulterior, așa cum am spus, a fost hirotonisită. Din 1980 predă budismul și meditația în diferite țări. Fiind profesor rezident al centrelor Buddha House din Australia pentru 2 ani și Amitabha Buddhist Center din Singapore pentru 11 ani. Aș vrea să-l întreb pe Bogdan Brumă, ca practicant al meditației, cum apreciez metodele meditative ale autoarei acestei cărți? Tipul ăsta de solidaritate se întâlnește și la noi când românii se ciudănesc cu românii. Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru efortul de a fi aici.
Există prietena întrebarea unui jurnalist de politolog mai aș vrea să vă spun că autoarea reușește să treacă în revistă multe din metodele principale ale meditației de tip biblist, evident de factură Biblului Mare și Ungaria pe o există toată lumea ia în seamă. Mai multe fire care leagă această tradiție de începuturile budismului. Un lucru foarte important s-a părut și existența unor linii secundare de explicații care se referă la rugăciune și la diverse alte metode prin care se poate activa starea premergătoare meditației. Deci, pe scurt, am putea spune că un cititor occidental ar avea la îndemână majoritatea informațiilor care ar fi necesare pentru a înțelege măcar teoretic acest fenomen care este reprezentat de meditație și de istoria, chiar istoria budismului și a ceea ce reprezintă meditația pentru această cale spirituală de evoluție sau ulterior transformată într-o religie cu implicații mondiale. Tot pe Podgarnă aș vrea să-l întreb, converge budismul zen pe care îl practici cu învățătura budismului tibetan din această carte? Da, accentul pus pe practică mi se pare foarte important. Nu cred că o etichetă sau altă, cum ar fi domnul cultură tibetană sau zen, este relevant. E ca și cum am spune, domnule, apa de la robinet este de o anumită factură față de apa care este la munte, într-un izvor. Nu e nicio diferență. Dimpotrivă, în copilăria mea, când timpurie, când am început mai serios studiul acestor lucruri și practica lor, am fost foarte bucuros să-mi dau seama că unele lucruri dintr-o anumită tradiție erau completate în mod fericit de altele din tradiția cealaltă. Și am fost foarte, foarte impresionat că diverse aparent diferite căi spirituale se intersectează și chiar se potențează reciproc. Pentru cineva care este interesat cu adevărat și își dorește să atingă niște lucruri reale. La un moment dat, după cum se spune și în tradiția binecunoscută, cărările urcă pe același munte spre același vârf. Practic, cărări diferite la un moment dat se intersectează și ușor, ușor ajungem la relevanța faptului că toate merg spre același vârf, care doar lucrul ăsta, care doar lucrul ăsta este important. Nu contează, evident, mergem pe calea asta sau care mie. Important este unde ajungi și ceea ce reușești să atingi, să realizezi, să înțelegi. Tot v-am votat cineva de pe scopul final ar fi iluminarea. Această carte, deși structurată foarte occidental din punct de vedere tehnic, aș vrea să întreb pe colegul Mihailiță, este o carte de meditație în tradiția budistă, în special cea tibetană. Noi la editura Herald dorim să realizăm această punte de legătură între tradițiile meditative autentice și cititorii noștri. Ce planuri are editura Herald legat de acest aspect? Mai întâi să-și îmbunătățească forța vocii ca să poată să se exprime
și vom face asta cu gândeți, așa cum ne învață tradițiile meditative ale lumii. În al doilea rând, aș vrea să se pun despre prietenul nostru Bogdan. Vreau să spun că nu există, de fapt, o meditație budistă, una creștină, una sufletă. Nu există decât un singur fel de meditație. Meditație. Poate că cea mai bună definiție care se dă meditații, am să apelez o altă tradiție, cunoscută tradiție yogină, este cea pe care o dă Patanjali în a doua sutră din primul capitol din Yoga Sutra. Yoga Citta Vritti Nirodhaka, adică yoga este suspendarea turpioanelor minții. În tradiția noastră, în tradiția creștină, există, se spune adesea și nu numai, și în tradiția sufită se spune că atunci când mintea tace, Dumnezeu poate să vorbească în om. Sau realitatea ultimă, ca să nu supără pe prietenii budiști. Că de fapt, din nou, e pentru un practicant, e de fapt același lucru. Ce gânduri are editura Herald? Editura Herald a făcut, face și va face în continuare spiritualitate. Și chiar și lucrările care nu sunt în mod evident legate de spiritualitate, se referă tot la această trezire a omului și regăsirea a ființei lui, a esenței sale interioare. Deci toate colecțiile noastre de spiritualitate comportă acum un nou val, așa, și sperăm că o să vă placă ce o să iasă. Intenționăm să publicăm multe cărți. Dacă vorbim despre budism, știu că am scris unui prieten budist din Elveția care m-a întrebat ce gânduri am și spuneam că vom adopta cât posibil toate ramurile budismului, de la șavaca sau micul vehicul, ca să nu fie prea ei, mă rog, ei nu-și spun micul vehicul pentru că are o poziție cu mare, de fapt nu e nicio poziție. La tradiția Zen, unde am publicat câteva titluri bune și sper că o să mai publicăm, iar din budismul tibetan o să încercăm să publicăm atât cărți legate de Mahayana și de tradiția tantrică, de Vajrayana, și de aici vom începe de la început, de la tehnicile preliminarii de Gondra, după aceea vom lua yoga cu formă, yoga fără formă, intenționăm să vă plimbăm prin toată tradiția budistă de toate facurile. Mulțumesc, Mihai, aș întreba-o pe Ana, de ce crezi că ar fi utilă o astfel de carte, cum este cartea Cum să medităm, pentru omul modern, pentru omul contemporan? Mulțumesc, Arina, era exact lucrul la care mă gândeam în acest moment, mi-ai surprins gândul, telepatia funcționează. De ce am folosit această carte? Înțelegerea mea despre orice fel de carte este experiența acelui autor în legătură cu un subiect. El a mers pe acea potecă și descrie experiența pe care a avut-o. Care avea loc în acel moment. Ce concluzie pot să trag de aici? Că îmi descrie un pic potențial. Când a fost rugat, deci totul este la nivel potențial. Ce rămâne de făcut pentru mine este să explorez această cărare. Este posibil să mă atragă, este seducătoare pentru mine. Văd că există acele beneficii pe care mi le doresc și eu. Dacă da, cum ar fi să fac primii pași în această direcție? Această carte este un ghid extraordinar care vă sugerează, vă explică, vă încurajează. Prin experiențele pe care le descrie, este foarte posibil la un moment dat să vă regăsiți. Într-o anume perioadă din viața mea și pentru mine lucrurile au stat în acest fel. Ia uite, doamna asta, femeia asta a găsit un răspuns. Cum ar fi? Mă încurajează. Îmi ține standardul că pot să-mi aflu și eu răspunsul meu. Și atunci te încurajează de fapt să mergi mai departe, să te explorezi. Și vorbeam un pic mai devreme despre hărți. Nu pot să funcționez după hărțile altcuiva. Dacă ca experiența mea de astăzi venind în pace, una este a harta
și cu totul alta este teritoriu. Știam pe ce drum trebuie să vin aici, dar realitatea din realitatea a fost complet diferită. Cum ar fi pentru mine să las partea de o parte inspirată de acolo? Știu cumva la ce să mă aștept, dar cum ar fi să pătrund eu în acea substanță? Invitația este să vă inspirați din ceea ce sufletul vostru vă cheamă. Această carte și nenumărate alte cărți ale editurii Herald, care este de top, adică de cea mai înaltă clasă. Sinceritate, profesionalism, autenticitate. Și să vedeți cu ce anume rezonanți, ce mă cheamă, ce aș vrea să explorez. Și după ce poate garnitura de inspirație, da, e ca și când aș mirosi întâi ceaiul pe care vreau să-l beau. Hai să-mi fac și ceaiul. Cum ar fi să vă întâlnesc autentic cu aceste lucruri? Cum ar fi să practic efectiv meditația? Și și aici am o sugestie. Meditația nu trebuie să fie ca o rețetă din bucătărie, pui 30 de grame de unci, două ouă și mai știu eu ce adaug acolo, pentru că o să fie ceva care nu este fix ca mine. O să fie rețeta pentru celălalt. Practicând un pic din ceea ce mi se sugerează, adaptez la cum mă simt eu bine. Poate că nu pot să meditez, nu mi este confortabil să meditez stând în fund și mi-ar fi mai degrabă plăcut să mă plim într-un parc sau să stau culcat sau în timp ce fac duș. Deci meditația se poate face oriunde, adaptat nevoilor mele. Cu cine sunt eu, adevărul din mine, și poate că într-o zi o să fac meditând la duș, eu la duș primesc foarte multe informații, așa, înțelegeri, parcă se curăță și ca acum eu se gânduri odată că o apa care curge, dar la fel de bine meditez și în timp ce mă plim. Sau, într-adevăr, îmi găsesc spațiu de timp și locul în casă în care să-mi aloc timp pentru a reflecta la ce am eu de pentru care meditez este să ajung mai aproape de o stare de bine, să fiu fericit, să fiu împăcat cu mine însă. Vreau să trăiesc o viață împlinită, dar nu după rețeta care mi-o furnizează X, ce înseamnă succesul pentru tine, ci vreau să traduc în felul în care succesul este relevant și semnificativ pentru mine. Ce înseamnă pentru mine a fi fericit? Pentru că nu am dat practic a răspuns cumva și la următoarea întrebare care eu vreau să-i adresez. Cum te va ajuta? Cum îți va fi folositoare această carte în viața ta de zi cu zi? Cu siguranță a transmis un mesaj și către cititor. Aceeași întrebare aș vrea să-i adresez și lui Bogdan Roman. Cum îți va fi folositoare această carte în educație și în viața ta de zi cu zi? Începuse să așeze lucrurile. În practica meditației nu îți va fi de niciun folos. Este de bun. Reprezintă Daniel Bar. Pentru că, în primul rând, va trebui să înțelegem ce este meditația și în lucrul ăsta se va întâmpla undeva după 10 ani de practic. Deocamdată este doar un cuvânt. Și-am făcut datoria. Am putea să spunem coasar sau gaură neagră. La fel de multe înțelesuri are și cuvântul meditat. Un regret trebuie să spun. Dar e trăit pe propria piele și nu vreau să dezamăgesc pe cineva. Practic, la un moment dat, după ani și ani de încercări de a te relaxa sau de a îți opri fluxul mental, poți, la un moment dat, din întâmplare, se întâmplă să obții acea stare de între, nici conștient, nici inconștient, nici în vis, nici în somn, nici. Deci definiția este nici. Nu avem cuvinte care să exprime lucrul ăsta. Am încercat să creăm
noi ca oameni un cuvânt care provine dintr-un experiment, dintr-o trăire, dintr-o realitate, da? Ne gândim că meditație vine dintr-o rădăcină sanscrită, da? Care practic înseamnă oprirea fluctuațiilor mentale. Fluctuații mentale care noi nu știm ce sunt acelea. Practic, omul normal, occidental, este mintea lui. Nu? Exact cum ne spunea Descartes, gândesc deci există. Dacă am încheiat fluxul mental, noi nu mai existăm. Da? Când practic corpul nostru este întins și nu avem activitate cerebrală, suntem declarați în comă sau chiar într-o stare de vegetație. Există o identitate totală între fluxul mental și eu, și personalitatea. Meditația, asta ne învață la un moment dat, după foarte, foarte multă practică, că există separații, care poate fi trăită la nivel concret, experimental, între trăire, între realitatea interioară și fluxul mental. Această separare, această distanțare de ce numim procese mentale, care pot să înceapă de la gânduri, amintiri, lucruri care sunt niște pendulări ale minții noastre între trecut și viitor, trecând permanent în prezent real, singurul de fapt care reușește la un moment dat tot acest proces să se oprească aici și acum. Deci dacă ar fi să spunem la ce ne-ar ajuta meditația în viața cotidiană, am putea spune, meditația ne aduce să trăim momentul prezent, aici și acum. Da? Orice om nu trăiește în prezent. Niciun om nu trăiește în prezent. Nu are această capacitate de a trăi mai mult de câteva fracțiuni de secundă. Mă uit la Ioana, ea se gândește la nu știu ce probleme are. Alex, dar ce o să-i spună lui Ioana după ce pleacă de aici? Fotograful, cum să facă un cadru mai bun? Teo se gândește deja la idolul lui și ce prostie a spus asta. Ciprian, problemele lui la servici. Cerasela se gândește unde e iubirea vieții. Ela, etc. Bianca se gândește la o carte care a văzut-o nu știu unde. Aproape nimeni nu e aici. Toți suntem cu corpul nostru, tu te gândești la manta, la cartea care ai tocmai lansat-o și cum vei o scrie pe următoarea. Ei, meditația ne va ajuta ușor, ușor, ani de practică, să reușim pentru câteva minute să lăsăm totul la o parte și dacă cineva este aici, să fie aici cu tot. Când mă uit la doamna, să o văd pe ea, să o văd culoarea părului, să-i văd expresia din ochi, să-i văd zâmbetul, să-i simt starea emoțională, da? Să-i simt ființa. Da? Mă uit la Claudia, să-i văd ochii plânși, triști, că i-a plecat de noi unitul. Și așa mai departe. Da? Deci asta, cu asta ne-ar ajuta meditația. Să nu mai vedem ochii fugind într-o non-dimensiune. Da? Să vedem ochii goi. Asta, da, eu care predau și cursuri de sabie, spun celor care sunt la început sau național acum ori niciodată. În momentul în care eu reușesc să stau în prezent și văd privirea aia care pleacă, atunci am lovit. Și întotdeauna lovitura respectivă va intra. Va lovi corpul. Care, speriat, va trage și minte înapoi. Aoleu, de ce s-a întâmplat? De ce mă doare? Asta este un feedback foarte rapid pe care realitatea nu ne-l dă întotdeauna. Când spunem, aoleu, a venit tramvaiul peste mine. Aoleu, e prea târziu de mine. E foarte greu să primim feedback atât de rapid de la realitate. Dar, în esență, asta este ceea ce cred eu că ne ajută sau da, meditația. Mulțumim lui Bogdan și aceeași întrebare aș vrea să se adresez și lui Mihai Liță.
ceea ce nu numai de ce este utilă meditația în viața noastră de zi cu zi, deci pentru un model contemporan, dar până la urmă și cartea sau conținutul informațiilor din această carte este revelatoriu. Deci este o carte importantă pe care cititorii m-am avut să o citească. Meditația nu e proiectată pentru viața cotidiană decât ca un by-product, un produs secundar, ce are efecte și asta este întregul curent mindfulness, dar nu asta a fost scopul ei. Prietenii care se află știu că în anumită context în care am împreună și studiam ceva, le vorbeam despre a mânca supa cu pieptele. Deci cam așa e cu meditația și viața și viața curentă cotidiană. Sigur că meditația calmează, sigur că organele vor funcționa mai bine, sigur că nu știu ce se mai întâmplă, dar ea a fost proiectată ca să ne cunoaștem noi pe noi, să ne aflăm cine suntem de fapt. Întrebarea la care făcea referință și Ramana Maharishi, va trebui să-mi reamintești a doua întrebare. Cartea de ce este utilă pentru cine? Cartea este, am aflat cu tipul folcloric care este istoria acestei cărți. Nu o luați neapărat de bună, dar mi-a spus-o George Petre, care e un om în temă. Maestrul acestei călugărițe budiste i-a spus să scrie o carte despre meditație pentru că ea încă nu înțelege ce e meditația și ca să-și poată lămuri sieși ce este meditația, să scrie o carte. Din punctul meu de vedere, care am și eu niște ani de practică în spate, a reușit foarte bine, a adunat într-o copertă cam tot ce poți să-i spui unui om, începând de la începătorul de pe stradă, fără niciun dispreț față de el, ci pur și simplu cel care nu știe aproape deloc ce e meditația, și ajungând până la Lukis, așa, care țin de nivele destul de înalte de meditație din budismul tibetan. De exemplu, între coperțile acestei cărți există o parte din complexul de tehnici Tumu. Este o tehnică din tantra superioară, nu se studiază decât în urma unei inițieri și așa mai departe. Deci autoarea a fost foarte carnică și a pus tot ce se putea pune între două coperți de carte ca să poți medita. Bineînțeles că după o carte nu poți medita, deci este o utopie stimulatoare, cum spunea Vasile Andru. Metoda e utopie stimulatoare, dar trebuie să încep de undeva, pentru că o să fie mai greu să încep direct de la starea de vid. Dacă poți să faci asta, te afli pe un vehicul superior, cum ar spune și Vaiții, și atunci poți să începi de acolo și să te reverși în Dumnezeu. Eu personal o să mă uit prin carte, în principiu, mă rog, eu am și corectat-o, așa că o știu, deci nu vreau să jucăm teatru aici, dar o să mă uit pentru că mă poate inspira. Sunt preocupat de această practică universală a liniștii și toate aceste metode duc către această liniște sau începutul ei. Aici sunt multe subtilități, dar nu e locul să le discutăm. Asta am vrut mai folosit. Mulțumim și lui Mihailiță, le mulțumim invitaților noștri, Ada Ciobanu, Bogdan Brumă, Mihailiță. Cu Bogdan Brumă ne vom întâlni și mâine la 12:30 la o altă carte, lansarea unei alte cărți foarte, foarte importante. Autismul între mit și realitate se numește evenimentul. Vă așteptăm cu drag. Este vorba despre cartea Tulburarea de spectru autist. Iar cu Ada Ciobanu și cu Mihai ne vom întâlni mâine tot la Târgul Gaudeamus la o altă carte interesantă care va încheia practic tot acest șir de evenimente pe care editura Herald le-a organizat la Târgul de Carte Gaudeamus, Turistul Interior de Alan Percy. Vă mulțumim că ați fost alături de noi cu îndemnul, cu mesajul și al meu și al invitaților noștri de a citi această carte. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această seară, iar cu acest eveniment încheiem seria de evenimente pe care le-am organizat în această seară.
sâmbătă la standul editurii Herald, la Târgul de Carte Gaudeamus. Am despus eu doar, eu nu o să particip la turistul interior, nu sunt pe nevărmai. La atâtea evenimente, ultimul mesaj e luați-o, merită. Mulțumesc editurii și mulțumesc celor trei prieteni care au vorbit astăzi.